Parcurile ar trebui să fie locuri în care buzoienii să se relaxeze și să se plimbe liniștiți. De asemenea, s-ar putea constitui în puncte de atracție pentru turiști. Din păcate, lacul din Crâng, altădată unul dintre punctele forte ale parcului, s-a transformat într-un loc care nu obține nota de trecere la curățenie și întreținere. Din cauza vegetației subacvatice abundente, Heleșteul, un loc cu potențial uriaș, riscă să devină pata neagră de pe blazonul Crângului. Edilii sunt conștienți de situație, însă arată cu degetul spre o problemă tehnică. Magistrala care alimenta lacul din Crâng a fost avariată de o firmă de telecomunicații. În câteva zile, spun reprezentanții municipalității, fluxul de apă va fi reluat, astfel că se va putea interveni la curățarea lacului. Deocamdată în Heleșteu avem o problemă legată de dezvoltarea foarte rapidă a celei vegetații subacvatice, ce ne creează mari probleme în fiecare an și deocamdată nu putem interveni pentru cosirea ei, întrucât nu a fost refăcută alimentarea cu apa Heleșteului. Bineînțeles, a fost, acea deviație din iazul morilor de unde se alimentează Heleșteu a fost refăcută de către Urbiserv, însă în urmă cu câteva zile, chiar înainte de Paște, a avut un incident în sensul că o firmă de telefonie o firmă de telecomunicații, să-i spunem, a avut o intervenție în zona acestei deviații a iazomorului și a spart acea conductă și acum cumva suntem în legătură permanentă cu ei pentru că s-au angajat să refacă acea spărtură și imediat va fi repornită alimentarea cu apa Heleșteului. În momentul în care apa se va ridica la un nivel corespunzător, vom trece și la cosirea acelei vegetații subacvatice. Cei care au grijă de Heleșteu vor trebui, evident, să intervină discret pentru curățarea luciului de apă, astfel încât să nu supere rațele sălbatice. În anii trecuți nu am afectat fauna și rățuștele, pentru că iată deja am văzut că buzoienii se bucură și au făcut fotografii cu primii bobocei pe Heleșteu din Crâng. Am încercat în fiecare an să intervenim în mod discret pe anumite zone ale Heleșteului și să nu fie afectată fauna sălbatică, pentru că, iată, Buzău se bucură de o populație destul de numeroasă de rațe sălbatice în Heleșteu din Crâng, în condițiile în care, știți bine, alte municipalități au plătit bani foarte grei pentru a aduce rațe în zonele acestea de Heleșteu. Dar, așa cum spuneam, imediat după refacerea alimentării cu apă, probabil mâine, poimâine, deoarece va fi refăcută acea spărtură, cel mai probabil într-o săptămână va fi începută și această lucrare de cosire a vegetației subacvatice. Dincolo de aspectul estetic, dezvoltarea excesivă a plantelor subacvatice, organisme care consumă cantități importante de oxigen, poate constitui un pericol și pentru fauna de pe lac.